România e stat polițienesc. Unde te întorci, vezi mașini de poliție. Bine, spune că asta locală nu e chiar poliție. Sunt foștii gardieni publici. Dar foarte uniforme, mașinile zvopsite ca cele de poliție, doar că n-au numere de mai. Și iată, bântuie ca fantomele prin oraș. Aici e o mașină, dincoace alta, Bulevardul Ghencea, lângă nou stadion. Ce misiune o fi având ăștia de a porni girofarul și stau în stație sau ce e acolo, un refugiu la fundul autobuzului. Și ăștia ce misiune au? Fără mască, fără protecție și zdoi în mașină. Cel puțin. Pericol public. Poliția locală. Focar de COVID. Sau posibil. Poate unul dintre ei acum e purtător asimptomatic de COVID. Își infectează colegul cu colega și în felul ăsta statisticile îngrijorătoare. Ce misiune importantă aveți? Bună ziua! Bună! Polițist local Teodorescu Mariana, îmi spune și mie, dați un buletin să știți și eu cu cine am de vorbă și vă spun. Ce îmi spuneți? Ce m-ați întrebat? Dați-mi buletinul și... Pentru ce? Bună ziua, Gicu, să lăsați telefonul, nu înțeleg scopul dumneavoastră care este. Vreau să aflu de ce stați cu girofarul pornit. Pentru că trebuie să stăm, așa este în starea de alertă și de urgență. Am înțeles. Ok. Altceva vreți să mă știți? Buletin, vă rog frumos. Pentru ce, doamnă? Pentru ce? Dumneavoastră ne-ați pus o întrebare. Pot să mă legitimez dacă îmi spuneți care e temeiul. Trebuie să fie un temei legal. Conform legii 61, dumneavoastră sunteți obligați să vă legitimați. Pentru că noi să... Dacă aveți un temei legal, nu un moft, nu puteți să mă intimidați. Adică legitimându-mă. Dumneavoastră veniți și ne filmați pe noi, ne întrebați de ce stăm cu girofarul. V-am răspuns. Asta e un drept fundamental. V-am răspuns la întrebare. Se numește libertate de exprimare. Cine am stat de vorbă? Eu dacă vreau vă spun, dacă nu, nu. De atunci mergeți mai departe, vă rugăm frumos și gata. Nu, nu, că vreau să le spuneți. Sunt obligat să le spuneți, adică vă solicităm la identitate, este obligat să ne spuneți, da? Dacă îmi spuneți care e temeiul legal de legitimare. Un temei legal trebuie să existe, nu o suspiciune că am făcut. Nu există temei legal. Atunci la revedere. E un control de rutină, înțelegeți? De ce? Ce fel de rutină? Rutina pentru care și dumneavoastră la rândul dumneavoastră m-ați întrebat pe mine. Bună seara. Bună. S-a întâmplat ceva? I-am întrebat de ce stau cu girofarul pornit, ce mă legitimează. Da. Ce este temei legal să legitimeze omul? Hai să vă explic eu. Să ne prezentați oameni, da? Haideți ca să nu, că altfel vă conducem la secție și acolo o să vă legitimați obligat forțat. Nu puteți, trebuie să motivați de ce mă legitimați. Trebuie să fie un temei legal. Altfel e abuz, e intimidare. Nu e niciun abuz. Poate răfuială că de ce vă filmez, îmi încălcați un drept fundamental. Bună. Vă rog să-mi spuneți de ce mă legitimați. Aveți obligativă dictată cu polițist. Vă lăsați, ce să vă dă eu? Trebuie să-mi spuneți un temei legal. Altfel e abuz. O să scriu o plângere la parchet. Vă rog frumos să scrie și 7 plângere, da? Da. Deci din moment ce colegii v-au oprit să vă legitimați, aveți obligativ. Nu e adevărat. Și vă rog să închideți. Nu e adevărat. E un drept fundamental. Vă rog frumos să închideți camera, să stăm de vorbă. Dar nu vă faceți. N-am altă treabă, dar vreau să văd cum funcționează poliția locală. Păi dacă vreți să știți. Sunt un cetățean care contribuie la bugetul de stat și vreau să știu că banii ăștia sunt cheltuiți corect. Pentru ce? Birou de presă? Pentru ce? Avem acolo un birou. Nu, eu v-am întrebat pe dumneavoastră, biroul de presă nu știe de ce stați cu girofarul pornit. De unde să știe girofarul? Am spus mai devreme, nu înțelegeți că așa se stă în stare de urgență și de alertă? Ia uitați-vă, colegii cum stau fără girofar pornit. Colegii... Deci au o misiune, noi avem o altă misiune cu totul aparte, da? Păi și am întrebat care e misiunea. Dumneavoastră... Ce mai legitimează, e corect așa? Da, dumneavoastră îți pare corect ca dumneavoastră să opriți pe dinții, să-i întrebați. Da, că e un drept fundamental. Libertate de exprimare se numește. Vă spun eu, dânsii n-au nicio obligativitate să vă spună dumneavoastră ce misiune. Poate să nu spună, eu le-am propus, dar nu se mai legitimează care reacție. Asta e intimidare.
V-au solicitat să vă legitimați. Trebuie să fie... Nu, mă legitimez, dar să-mi spuneți care e temeiul legal. Dacă colegii v-au solicitat să vă legitimați... Ăsta nu e temeiul legal. Dați-vă date de date ca să nu... Nu, să-mi arătați dumneavoastră legitimația și după aceea, da? Măcar să mă convin că mi-ați spus un nume real. Ușul refuză de legitimare, da? Legitimarea trebuie să fie legală. Păi temeinică. Și a spus că ceva este nelegală? Da, asta e nelegală. Nici nu v-ați legitimat dumneavoastră. Să-mi arătați legitimația. Și colegul meu s-a prezentat. Nu s-a prezentat colegul. Domnul s-a prezentat, dar colegul dumneavoastră nu s-a prezentat. Eu nu cred că... Să-mi arătați măcar cineva o legitimație. Măcar unul o legitimație. Fără legitimația mea. Nici o problemă. Putem o uniformă, da? Nu e o problemă? Oricine poate să îmbrace o uniformă. Și mașina la fel, da? Asta e ocupația mea, sunt activist civic. Cum vă numiți, vă rog? Teodori. Constantin. Dați-mi un document. Nu am document. Mă numesc Oleg Brega. Dați-le datele colegii. Se poate, vedeți că se poate. Nu, dar dumneavoastră aveți obligația să-mi spuneți temeiul legal. Sau măcar să-mi arătați legitimație, ca eu să scriu plângere după aceea, că, deci eu m-am că m-ai intimidat. Eu m-am legitimat. Și eu să scriu plângere că m-ați intimidat. Okay, documentându-mă fără temei. Legitimați. Eu mă feresc că dumneavoastră îmi blați fără măști, tu strei, și o să-mi pun măcar eu masca ca să mă protejez. Dar veniți prea aproape de mine, asta e problema. Da, am scris numele, am spus numele meu, Brega Oleg mă numesc. Să-mi pun măcar eu masca. Că nu se legălăcii afară și nu se audă. Brega Oleg mă numesc. Să reprezentați în data noastră sau în cine pe integrare? 26 octombrie 73. Și aveți un motiv în temea de legitimare? Da, e un drept fundamental. Se numește libertate de exprimare. Așa, și legitimarea în ce scop vreți să o folosiți? Mă întreb și eu acum. A, legitimarea dumneavoastră ca să mă plâng la parchet. În ce scop primați la parchet? Pentru că ați abuzat de atribuțiile dumneavoastră. Le-ați folosit atribuția de legitimare. Dumneavoastră știți diferența abuzat de cineva? Să vedem ce o să zică parchetul. Ok, da. Una, altă, rămâneți pe loc până vă aflăm identificarea, da? A, deci mă privați de libertate? Da, 26 octombrie? Oleg, da. Aveți și un alt nume? Nu. Deci 26 a 10-a 1973, da? Ok. Dar ce credeți că rezolvați? Vă întreb și eu dacă... În felul ăsta documentez comportamentul abuziv al poliției. Sunt un cetățean, un cetățean. Ca să mă auziți că-s cu mască. O calitate de cetățean. Da, de ființă umană cu drepturi. M-am născut cu drepturi. Moldovean, ați spus, da? Și moldovean și român, da. Aveți dublă calitate? Da. Ok. Și acum de identitate ce mi-a la dumneavoastră? De ce să-l port cu mine? Să-l pierd? Nu sunt obligat. Insistați atunci, să vă faceți de râs necunoscând legile. Nu fac de la pe dumneavoastră, nu cunoașteți legea. Da, da, da. Bine, atunci încătușați-mă că n-am buletin sau că vă filmez. Bateți-mă, dar, sau împușcați. A, n-aveți cu ce. A, polițiștii ceilalți au tot sare. Și bateți și câmpul, înțelegeți? Vreau să aveți, văd că aveți chef de catering. Am chef, am chef, da. Cred că aveți ce face dumneavoastră, da? N-am. Asta e ocupația mea, sunt activist civic. Nu mă primesc în poliția locală, că m-aș băga. Păi ce căutați dumneavoastră în poliția locală, ca idee? De ce ați venit în poliția locală? La servici, nu? Ca să am un loc de muncă. Mai credeți că în poliția locală așa sunt oameni ca dumneavoastră? Și ca să mă comport civilizat cu oamenii, să fiu un exemplu de polițist. Și credeți că colegii noștri nu s-au prezentat? Nu, nu, nu. Măcar pentru oamenii de rând, apoi pentru alte... Oamenii de rând cred altceva, ia întrebați-i. Care alt? Pe cine să întrebi? Că vă că sunteți singur, umblați singur, vă dați seama că vă că n-aveți nici măcar cerc de prieteni. Da, trebuie să-mi luc cercul de prieteni după mine, cum îmi luc polițiștii câte trei, da? Nu aveți ce face, stați să-mi filmați toată ziua, bună ziua. Asta e meseria mea. E meseria dumneavoastră, da. Sunteți reporter, jurnalist, ce da, da, regizor de film. Regizor de film? Ce da. Film ați făcut dumneavoastră? Despre poliție. Despre poliție? Nu vă supărați. Da. Breda Oleg. Brega, B și G. Brega. Da. Brega. Brega Oleg. Dacă nu furnizați datele corect, să știți că se sancționează pe legea 61, da? Dacă nu știți dumneavoastră să scrieți bine. Păi nu, a zis cu gura dumneavoastră, da? Deci e o diferență. Aici se înregistrează că am zis Brega. B și P, da? Bine, bine. Deci vorbiți clar, coincis, ca să se înțeleagă, da? Bine, bine. Ați venit să faceți legea dumneavoastră de Moldova aici? Da. În România? Da. Văd că n-are cine. Văd că n-are cine. Uitați-vă cum atârnă crengi deasupra polițiștilor. Pas cadă să vă accidenteze, să vă deterioreze mașina. Mai bine ați face ordine cu asta, nu? Nu asta e menirea poliției locale. Ba da, asta e. Nu le dați o mătură cumva să facem. Cred că la asta ar fi bună poliția locală. Am. M-ați reținut? Da.
Aveți obligativitatea până la aflarea datelor de identificare, trebuie să rămâneți pe loc, da? Ok, de ce să reținut? Mi-a v-aș fi spus motivul care este, da? Înțelegeți românii? Care-i motivul? Care-i motivul? Până la aflarea identificării dumneavoastră. Pentru ce mă identificați? Pentru ce mă identificați? Să vedem cu ce este. Pentru asta opriți oamenii pe drum și îl privați de libertate ca să vedeți cu cine stați de vorbă. Ăsta e abuzul clasic. Vă mai trebuie o dată, le dați datele sau dați datele corect? V-am dat datele corect. Datele care le-ați dat dumneavoastră nu sunt relevante, că nu ies datele. Nu e adevărat. Dați să văd cum ați scris, să văd literele. Brega. B, R, E, B. Brega. Brega, da. Brega. Eu spun că o să mă bateți azi. Nu, da, avem de ce, doamne frești. Am zis brega. Am zis brega de fiecare dată. Am zis brega de fiecare dată. A, de asta a scris colega cu puia. Ok, sau rău. Și oamenii care văd înregistrarea își dau seama că sunteți trei neserioși. Nu, dar eu mă uit la dumneavoastră, văd că... De ce ne face, domnule, serioși? Neserioși? De ce ne face, domnule, serioși? Pentru că așa îmi păreți... Asta e părerea mea despre dumneavoastră. Dar v-ați să ne faceți părerea serioși? Pentru că asta e părerea mea despre dumneavoastră. Părerea dumneavoastră, vă pot să vă mențineți părerea dumneavoastră în familie. Se numește... Părerea dumneavoastră... Se numește părere. Părerea să vă țineți în familie, da? Eu o fac publică pentru că e un drept fundamental, se numește libertate de exprimare. Asta face ce credeți dumneavoastră, da? Nu vă exprimați la cineva anume, pentru că vă referiți la persoana respectivă și nu faceți altceva decât să o jigniți în mod direct. Dați-mă în judecată. Aveți datele mele, până la urmă mă identificați. Dacă ne jigniți pe noi sau instituția, s-a aplicat. O să mă bateți, ok, sau o să mă otrăviți cu spray. Ăsta e abuz polițienesc. Ați aplicat forța fără temei legal. Ba da, dumneavoastră ați aplicat, forța fără temei legal. M-ați percheziționat fără temei legal. O să scriu o plângere. Ăsta e un abuz. A încălcat poliția drepturile omului. Pe bulevardul Ghencea, peste drum de stadion. Poliție locală. Unui cu girofar și altui feră. B-618-DPL. B-600-DPL. Toți trei polițiști au aplicat forța, m-au percheziționat. Vă continuați drumul, da? M-au percheziționat și nu mă lasă să drumul. Nu mă lasă să stau în stradă, în spațiul public. Ăsta e abuz polițienesc. Ce vreți, mă bateți, mă otrăviți acum? M-ați bătut deja, m-ați pus pe burtă. E treaba mea ce fac. Aici e spațiu public. Eu vreau să rămân aici, că e dreptul meu. Ba da, ba da, vă filmez că e un drept fundamental. Ăsta e drept fundamental. Abuz polițienesc. Mafia cu epoleți. M-au umplut de COVID și m-au agresat fizic. M-au percheziționat fără temei legal. M-au legitimat fără un motiv, doar unul dintre ei și-a arătat legitimație, ceilalți și-au spus numele. O să rămâneți fără serviciu, abuzatorilor. Cu ce vă amenințați? Că o să scriu plângere la parchet și asta e amenințare? Le lăsați pe noi fără serviciu dumneavoastră? Da, o să scriu plângere și o să rămân... Un cetățean abuzat. Păi, dumneavoastră ne-ați angajat pe noi să le dați afară dumneavoastră? În schimb, eu pot să scriu o plângere pentru care veți fi dați afară din serviciu. Doamne, puteți să scrieți câte vreți, dar nu mai vă dați dumneavoastră satisfacție că mă dați pe mine afară. Asta e părerea mea. Nu dumneavoastră m-ați angajat, da? Bine, cine v-a angajat? Cine v-a angajat? Hai, vă rog, continuați-vă. Lăsați-mă că e un drept fundamental, sunt în stradă aici. Pe bulevardul Ghencea, nu-s la dumneavoastră acasă. Asta nu înseamnă că dacă dumneavoastră sunteți pe bulevardul Ghencea, vă satisfaceți cu vreți dumneavoastră. Să-ți asta e un drept fundamental, e libertate de exprimare. Dar exprimarea se manifestă un când cuvincios, când agresați, eu scric ca să mă audă oamenii, ca ce omul acela să-mi fie martor. Creați atmosferă dumneavoastră, acum ce faceți? Da, eu mi-aduc martori, ca să vadă oamenii cum... Dumneavoastră creați atmosferă, v-am întrebat acum. Da, creez atmosferă. De ce? Pentru că e un drept fundamental să creez. Așa se prevede că aveți un drept fundamental să creați atmosferă? Da, da. Sunteți siguri? Ce faci, omule? Iar mă abuzez, iar agresez. Vai de capul meu. Poliția! Săriți! Poliția! E un drept fundamental, nu atinge! Nu atingeți, vă rog, că e un drept fundamental! Săriți!